Activitățile culturale dedicate francofoniei au devenit o tradiție ce îmbină elemente din viața, istoria, arta și literatura franceză. O serie de licee din București organizează în fiecare an manifestări artistice dedicate Zilei Internaționale a Francofoniei. Anul acesta a fost rândul Colegiului Național Grigore Moisil. Francofonia este istoria unui cuvânt, un cuvânt care înseamnă în același timp pace, înțelegere, toleranță, unitate, respectarea drepturilor omului, cultură și diversitate. Sărbătoarea francofoniei a fost marcată la Colegiul Național Grigore Moisil. Elevii au prezentat profesorilor și oaspeților francezi o scurtă istorie a francofoniei, câteva scenete de teatru, proiecții video, concursuri și jocuri de cultură francofonă, muzică și dans. Ce înseamnă pentru tine sărbătoarea francofoniei? O sărbătoare în care oamenii cunoscători de franceză și a tradițiilor franceze se unesc și împărtășesc păreri. O sărbătoare foarte importantă. O zi a Franței foarte specială. O sărbătoare foarte importantă în care trebuie să participi neapărat. Istoria modernă și contemporană a României a fost marcată de o reală componentă francofonă. Aceasta s-a dezvoltat în special în prima jumătate a secolului trecut, când Bucureștiul a devenit micul Paris. Nume ilustre, precum Constantin Brâncuș, Eugen Ionescu, Mircea Eliade, George Enescu sau Emil Cioran, fac parte din patrimoniul cultural francofon. Astăzi, Ziua Internațională a Francofoniei este marcată în peste 60 de țări de pe toate cele 5 continente. Pot să spun că interesul pentru francofonie în România este din ce în ce mai mare. An de an, țara dumneavoastră organizează nenumărate evenimente. Pentru noi este ocazia de a sărbători limba franceză și de a arăta că este o limbă vie și plină de dinamism. În 1990, un român din patru cunoștea limba franceză, iar populația României era în proporție de 27% francofonă. De atunci, cifrele s-au schimbat considerabil, mai ales că Bucureștiul a găzduit în 2006 primul summit al francofoniei dintr-o țară est-europeană. România a aderat în 1993 ca membru cu drepturi depline la Organizația Internațională a Francofoniei. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on va s'habiller. On va s'habiller et monsieur va nous dire quelque chose. Oui. Bon, allez, vas-y. 1, 2, 3, claque tes bas. 4, 5, 6, prends des cerises. 7, 8, 9, prends de l'œuf. 10, 11, 12, 13, achète des fraises, 14, 15, 16, mets-les sur ma chaise. 17, 18, 19, 20, prends dans tes mains. 21, 22, 23, allons, on va. 24, 25, 26, attention, se suisse. 27, 28, prenons la petite. 29, 30, quel soleil charmant. Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben il y en a encore. Et cela c'est tous les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles et là tu cries. Je balade sur la veine, la cœur belle, un inconnu. J'avais appris de dire bonjour à n'importe qui, excepté toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Thank you.
Je veux tout tenter, je manque d'espace, je veux tout changer, bousculer ma vie pour mieux respirer, faire sortir ma rage, je me perds, je me perds, je me perds, je me blesse, je veux tout tenter, je manque d'être, je veux tout changer, bousculer mon cœur peut me faire parler, libérer mes messages, je me perds, je me perds, je me perds, je me blesse, je veux tout tenter, je manque d'espace, je veux tout changer. Je me ridance, je me ridance.
Cercello. Ave canso, moshero gen, ave canso. Melesio inne per se, cerelisa, cerelisa. Melesio inne per se. Folu busher, moshero gen, folu busher. Avec quoi faut-il le boucher, chère Élise, chère Élise? Avec quoi faut-il le boucher? Avec la paille, mon cher Eugène, avec la paille. La paille? Mais la paille n'est pas coupée, chère Élise, chère Élise. Mais la paille n'est pas coupée. Faut la couper, mon cher Eugène, faut la couper. Avec quoi faut-il la couper, chère Élise, chère Élise? Avec quoi faut-il la couper? Avec un couteau, mon cher Eugène, avec un couteau. Le couteau n'est pas à couper, chère Élise, le couteau n'est pas à couper. Faut la fûter, mon cher Eugène, faut la fûter. Avec quoi faut-il la fouter, chère Élise, chère Élise? Avec quoi faut-il la fouter? Avec un pierre, mon cher Eugène, avec un pierre. Mais la pierre n'est pas mouillée, chère Élise, chère Élise. Mais la pierre n'est pas mouillée. Faut la mouiller, mon cher Eugène, faut la mouiller. Avec quoi faut-il la mouiller, chère Élise, chère Élise? Avec quoi faut-il la mouiller? Avec de l'eau, mon cher Eugène, avec de l'eau. Avec quoi faut-il chercher l'eau, chère Élise, chère Élise? Avec quoi faut-il chercher l'eau? Avec un seau, mon cher Eugène, avec un seau. Pour la pluie.
Dans la vie de ces personnes, les animaux jouent un rôle très important et c'est pour cette raison qu'ils sont souvent personnifiés. On peut commencer à comprendre l'esprit du peuple d'Afrique, à découvrir leur poésie et leur morale qui est souvent très proche de la nôtre. Gazelle se réveille le matin et allait courir. Elle devait devenir très rapide pour éviter que le lion la mange. Lion se réveillait le matin et allait courir. Il devait devenir rapide, très rapide, pour rejoindre Gazelle et pouvoir la manger. Et tous les deux couraient, couraient. Ils ne se rejoignaient jamais. Regardez amusé. Quel gaspillage de force. Mais Lièvre aimait Gazelle et voulait l'aider. Il alla donc chez Lion et lui dit: pourquoi tu m'as pris tant de mal? Cache-toi près de la maison de la Gazelle et dès qu'elle apparaîtra sur le seuil, saute-lui dessus. Tu es vieux, Lion. Tu te fatigues trop. Lièvre, tu as parlé très sagement. Je décide de suivre tes conseils.
Lièvre, surandișe, gazel, eluidi. Gazel, tu vas faire un gazel, un bois et un fer, et tu vas la mettre sur le seuil de ta cabane. Croyant qu'il s'agit de toi, Lion cherchera à la manger, cassera ses dents, et ne pourra manger personne. Je te remercie pour tes bons conseils, sache que je t'aime aussi. Quand Lion arriva dans la cour de la maison de la gazelle, il a vu la gazelle en bois et en fer et il se lança sur elle en cherchant la croquer. Mais ses dents volèrent en éclats. Quelle douleur atroce! Comment je peux être si naïf? Quelle honte! Il faut que je me cache au fond de la forêt pour éviter toutes les plaisanteries des autres animaux et je vais renoncer à tout jamais de courir après gazelle. Et gazelle n'a plus besoin de se lever de très bonne heure pour aller courir et puis vivre enfin tranquillement auprès de son ami, le lièvre. Tombent les artistes, et dans les yeux tombés, je reste en sourire au café du fond. La faute et la fiole, on a joué le monde. Trois jours, l'eau a deux temps de couler. Où est le pont?
Le pont. Quel pont? Ben, le pont quoi? Il n'y a pas de pont. Comment il n'y a pas de pont? Il y en avait un, mais on l'a démonté. Vous démontez tout ici alors? C'est la guerre. Vous la remontez quand? Tous les 20 ans. Oui, je vois la mer. Pas possible. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Par ici, que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps de voir, que si tu os appelas, les amours s'y passent, qu'il faut que tu saches, j'y ai cherché dans quel. Si dans deux danses, dans deux danses, deux heures, j'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes, j'ai toujours très des sols, pour que tu me m'accordes. Tu m'aimes encore. Fallait pas commencer, me dire me. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Ne suis pas les enfants avant que l'on s'attache. Avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'envoies d'ailleurs, même si dans tes danses, dans tes danses, tes heures, j'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sols, pour que tu me manques, je trouverai. La recompensa de 10.000 euro, chi le vuoi pri telefonare alla polizia. Come la ferma il soffo, ho un crepe di fatica, on va morire a cause della chaleur. C'est tout un enfer, je ne sais pas où je suis et c'est même mon GPS qui ne marche. Qu'est-ce que je peux faire? Je me suis perdue, je ne suis plus chez moi en Napoli. Regarde, regarde bien, je n'aime pas croire mes yeux. Il ressemble au Père Noël, sera-t-il vraiment Père Noël? Je t'ai confié une secrète. Il est le diable. Le diable? Reste tranquille, on va faire connaissance. Ne les crois pas, regarde son sac, il est tout plein de cadeaux. Mais moi, je le connais déjà.
Mon nom a été possédé par lui. C'est à cause de ça que j'habite en prison dans l'hôpital des fous et pas sur une île déserte. Je ne suis pas d'accord. Il m'a volé des cadeaux l'an dernier. Quel caractère. On doit le faire disparaître. Pourquoi? C'est pas un endroit. On est en plein désert. Quoi? C'est pas la saison. Bien. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous avez un penchant pour moi? Un penchant? Tu vas voir notre penchant. Ce n'est pas naturel de votre part de me faire dire comme ça. Everybody was you comprends.
Ziua Internațională a Francofoniei, ca în fiecare an, o nouă ocazie de a vorbi despre identități și culturi traduse în limbă. Astăzi cu Victoria Popescu, corespondent național pe lângă Organizația Internațională a Francofoniei și cu directorul pentru Europa Centrală și Orientală de la Agenția Universitară a Francofoniei, Abderrahman Rida. Bună seara, bonsoir, merci d'être avec nous. Bună seara, vă mulțumesc că vă aflați alături de noi. Am să încep cu dumneavoastră, doamna Popescu, pentru că aș vrea să trecem în revistă evenimentele care au marcat anul acesta Ziua Internațională a Francofoniei la noi. Am început chiar de Ziua Francofoniei, acum două zile, pe 20 martie, cu un eveniment central, respectiv Seara Francofonă, inițiat de Ministerul Afacerilor Externe, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și cu recent constituitul GADIF, grupul ambasadelor, delegațiilor și instituțiilor francofone acreditate în România. Este o combinație foarte interesantă de parteneri care merge în spiritul de solidaritate al francofoniei. Cu această ocazie s-a vorbit despre semnificația francofoniei pentru România, în același timp s-au decernat premii francofone din partea GADIF și am avut bucuria de a asculta un foarte frumos concert prezentat, susținut de grupul Violoncellissimo, de asemenea pe texte muzicale francofone care au întregit componenta culturală a serii. Je tourne maintenant vers vous, monsieur Rida, parce qu'on parle de la Rida, pentru că vorbim despre francofonie, dar nu vorbim numai despre limba franceză, ci chiar am putea spune despre o cultură și despre o identitate globală. Pentru dumneavoastră, francofonia înseamnă ce? În primul rând, înseamnă solidaritate, schimb intercultural și limba franceză este un vehicul care le permite românilor, de exemplu, să vorbească în Maroc. Vreau să vorbim despre tema de anul acesta, franceza ca șansă, pentru că, iată, poți fi altfel, te poți individualiza într-o societate care este din ce în ce mai mult subiect al globalizării, vorbind limba franceză. Aveți perfectă dreptate. Poate că noi reprezentăm o voce mai mică față de susținătorii englezei, da, dar franceza reprezintă și o șansă de a evita monolingvismul, o șansă pentru diversitate lingvistică și cred că România este o ilustrare a acestei șanse, atât în plan tradițional. Să ne amintim că în secolul XIX, la începutul secolului XX, franceza era o sursă de valori pentru noi și un vehicul pentru a ajunge la instituțiile moderne europene. Dar ea a rămas în continuare o șansă. O vorbim ca una dintre principalele limbi internaționale și conform unui studiu francofon, se pare că suntem cam vreun 1.800.000 de vorbitori de limba franceză în România și aproape 3 milioane de persoane care înțeleg limba franceză. Din ce în ce mai mult, franceza, dincolo de o limbă de suflet și o limbă a culturii, devine ceea ce se numește plastic, un pașaport către șansele de a ajunge pe piața muncii, un pașaport către șansa de a ajunge în centre de performanță profesională, de factură internațională. De aceea e foarte important să îndrumăm pe tineri să învețe limba franceză, firește și limba engleză, sigur, nu de manieră concurențială, ci cu mare deschidere, să se gândească la ea ca un instrument, ca o șansă pentru cariera lor și pentru, așa cum spunea domnul director Rida, pentru a comunica cu popoarele și cu tinerii din celelalte țări francofone.
Domnule Reda, dacă engleza este și astăzi limba afacerilor, limba informaticii, se poate spune că limba franceză este cea a și a informaticii, dar este și o limba afacerilor. Să nu uităm că Africa, în majoritatea ei, vorbește limba franceză. Limba franceză este una dintre limbile de afaceri într-o lume care se globalizează. Este evident că există mai multe limbi pe piață, dar în plus, cu cât stăpânești mai bine o limbă străină sau mai multe limbi străine, cu atât ai mai multe oportunități de afaceri. Cu atât ești mai deschis și poți stabili mai multe contacte. Orice limbă este purtătoare de cultură. Dacă cineva de origine română vorbește franceza, participă la îmbogățirea culturală a unui arab, de pildă, cu care vorbește, așa cum arabul respectiv îmbogățește din punct de vedere cultural românul cu care comunică. Pe toate cele cinci continente încercăm să le explicăm celor pe care îi învățăm că cu cât învață mai multe limbi, cu atât au mai multe șanse de reușită. Pentru final, o întrebare scurtă, aceeași pentru amândoi. Care este cuvântul preferat din limba franceză? Amour, amitié, dialog, solidarité. Diversite. Iubire, prietenie, solidaritate, diversitate. Pentru dumneavoastră, aceeași întrebare, cuvântul preferat din limba franceză. Schimb. Vă mulțumesc foarte mult, amândurora. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Mulțumim tare mult. Cu mare plăcere. Alors, travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zic ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Et ben y'en a encore.